să începem cu începutul. Prezentați-vă dumneavoastră, da? Cât ce vârstă aveți și din ce domeniu sunteți? Sau ce vă ocupați? Mă numesc Damian, am vârsta de 16 ani și la momentul de față sunt elev la un liceu. Așa, cum ați ajuns în domeniul financiar sau în piața financiară internațională? Dacă să fiu sincer, m-am interesat de acest domeniu încă dinainte, doar că nu aveam destule informații despre aceasta, nu puteam să le găsesc pe internet. Și într-o zi, pur și simplu, am observat o reclamă pe telefon. Și am zis că da, să încerc să mă interesez, așa că așa am ajuns la întrevedere. Ați venit pentru cunoștințe, pur și simplu, căutați informații sau ați venit pentru angajare? Pentru cunoștințe. Când ați aflat de angajare? Pentru că la moment în asta ați primit posibilitatea, da, de a lucra pe contul unui investitor, să zicem așa, unei companii, pentru că nu este niciun secret, dar o companie care oferă conturi în gestiune persoanelor care vor acest lucru. Cum ați ajuns la ideea asta de angajare, dacă ați venit pentru cunoștință? Despre această angajare am aflat de la cursurile practice, iar eu fiind student, părinții nu ne-au putut să mă ajute. Am încercat să găsesc o modalitate prin care să pot realiza, să fac cumva bani pentru a putea deschide un cont și am ales că singura modalitate fiind angajare. Am înțeles, a fost complicat? Da, sincer, un pic de emoție, dar nu a fost atât de complicat. Așa, deci testul de angajare a durat o săptămână. Da. Așa. Sunt niște condiții mai stricte acum? Este posibil de le-a trecut ușor sau sunt, care ar fi calitățile care are nevoie un trader ca să primească, să treacă acest test și să primească contul în gestiune? Da, sunt unele condiții, dar dacă ești foarte atent, îți controlezi emoțiile și încerci să privești cât mai atent graficele, poți realiza aceasta. Dumneavoastră vă considerați trader? Da. De cât timp sunt interesat de domeniul acesta? De acest domeniu sunt interesat cam de la 15 ani, dar am început să mă interesez mai tare de acum, la 17. Aveți prieteni cunoscuți care tranzacționează? Nu, nimeni nu tranzacționează. Da, deci chiar dacă nu era, deci nu v-a povestit nimeni despre asta, de unde a venit în general ideea de a intra în acest domeniu? Sau de unde ați aflat? Încă de când eram în adolescență, foarte mult vroiam să găsesc o modalitate prin care a face bani, să nu depind de părinți, chiar știu să le pot să fac un cadou și stăteam și căutam cât mai multe modalități. Până la urmă am dat de trading și am încercat să mă informez despre aceasta, dar informațiile erau nu de pline. Am înțeles. Ce ți-a recomandat fiind elevi, studenți? Cei care sunt de vârstă, dumneavoastră sunteți încă minoră, deci sunteți la început de cale și ați început a cunoaște piața financiară internațională și posibilitățile pieței foarte devreme. Asta este foarte bine pentru că sunteți în avantaj cu mult față de alte persoane care află de acest domeniu. 30, 35, chiar 55, 60 de ani sunt persoane care vin la noi să învețe și abia încep să cunoască posibilitățile pieței. Dumneavoastră sunteți la început, asta e un lucru foarte bun. Ce ați recomanda persoanelor de vârstă dumneavoastră? Le-aș recomanda să încerce să-și găsească o modalitate pe care o iubesc și care ajută să se dezvolte atât cât financiar, atât cât personal. Să facă ceva cu dragoste și plecat de investiții, să încerce să investească încă de când sunt tineri, pentru că după să le fie mai bine. Apropo, spuneți-mi și dumneavoastră, ce înseamnă să fii trader? Pentru mine a fi trader este pur și simplu această dragoste de a tranzacționa, de a găsi o modalitate prin care să faci banii aceștia. Să te pui sufletul, nu este doar ceva simplu. Trebuie să depui mult efort. Noi așa discutăm și spun, domeniul acesta, bani, să depui suflet, depui efort, dar practic nu este nimic clar. Cineva care nu cunoaște domeniul ăsta s-a gândit totuși ce se ocupă ei, ce fac, da? Un pic mai simplu, mai detaliat. Ce se ocupă în trader? Analizează graficile, tranzacționează. Ce cumpără, ce vinde? Cotații, diferența dintre cotații. Da, uneori este complicat de explicat. Și dacă mă întreabă cineva la fel, petrol, vând aur. Dar cum?
le cumperi sau cum le vinzi dacă nu le ai, nu le deții. Pentru asta este și cursul dat sau iarăși. Dumneavoastră, pe parcursul practicii, când ați înțeles sau ați simțit evoluția dumneavoastră ca trader? Era totul clar de la început? Cum a decursat lecția de teorie și apoi lecția de practică? La început nu era totul atât de clar. La teorie informația așa mai punctual bază, dar odată cu lecțiile practice, câte un pic se vedea oarecare culoare, se înțelegea scopul și era cât mai multe lecții practice, cât mai clar se face. Așa este, așa spun majoritatea. Eu am o întrebare curioasă. Cât timp vă doriți să lucrați pe contul brokerului? Cât timp sunteți gata să fiți trader angajat sau pro trader? Să fiu sincer, să tranzacționez atât timp până am suficiente fonduri pentru a-mi deschide un cont personal, să tranzacționez deja pentru mine. Cum credeți, poate fi asta o activitate pe toată viața? Să fiu sincer, da. De ce și nu? Așa este. Calitățile unui trader nu mi-a fost clar deodată. Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un trader de succes? Trebuie să fie punctual, trebuie să fie foarte atent, să depună cât mai mult efort. Fizic? Nu, mental. Să-și dedice aceasta pentru că nu o faci fiind impus. Trebuie să-ți placă să faci aceasta. Așa este. Bine, mersi mult!